Salutări tuturor și bine ne-am regăsit la sezonul 2 din Proverde. Eu sunt Ciprian Stănescu, președinte al Social Innovation Solutions și gazda acestei emisiuni. Continuăm cu 15 ediții în acest sezon și aducem împreună antreprenori, experți și activiști de mediu să mapăm și să înțelegem mai bine soluțiile la provocările climatice pe care le avem. Ne puteți urmări în fiecare vineri pe știrile protv.ro și Voio, pentru a înțelege nu doar cum ar putea arăta viitorul, dar și care sunt soluțiile verzi pe care le avem deja. Astăzi însă încercăm să răspundem la o întrebare simplă. Cum schimbăm comportamente în România pentru a avea o țară verde? Suntem alături de Tea Ciulacu, fondatoare și președinte Viitor Plus, una din cele mai importante organizații de mediu din România. Discutăm despre educație de mediu în principal, dar și despre cum facem schimbare pe bune în România viitorului. Tea, bine ai venit la Proverde. Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Întrebare simplă, cum ziceam. Cum schimbăm România? Ce înseamnă, de fapt, să înverzim o țară, să producem mai verde, să consumăm mai verde? Ce înseamnă pentru tine asta? Dacă ne uităm strict la cuvântul de a înverzi, te gândești imediat la păduri și la spații verzi, ceea ce e un element foarte important, cel puțin pentru România. Dacă ne gândim la păduri, cred că în primul rând trebuie să păstrăm ce avem. Avem una dintre cele mai bogate resurse și la capitolul păduri și biodiversitate și păduri virgine și, cum am spus, biodiversitate la nivel european. Însă la suprafață împădurită nu sunt chiar strălucit. Avem undeva la 29%, media europeană e pe la 43%. Deci am mai avea spațiu de a înverzi, în special în sudul țării, județele de sud, județe preponderent agricole, unde tot timpul întâietatea a fost în direcția asta și de-a lungul timpului am tot tăiat păduri. Sunt județe cu 4-5% suprafață împădurită, când ar trebui să avem undeva la 30%. Deci dacă vrem să avem o țară mai verde, ar trebui absolut să plantăm mai mult, pentru că acolo sunt și zonele cele mai afectate de evenimente meteo extreme în context de schimbări climatice. Și cumva pare că soluția e plantarea, dar senzația mea e că una din multele soluții pe care le avem. Probabil că soluția prima și cea mai grea de pus în practică e schimbarea comportamentului. Absolut. Dar aș mai spune, uite, comportamentul ăsta diferit, m-aș lega în continuare de întrebarea ta de înverzit. Că înverzit, am zis că e logic, îți vine prima dată partea de plantare, de creșterea suprafețelor de spații verzi în orașe, pentru că și aici suntem deficitari. Înverzirea țării înseamnă și să creștem rata de colectare separată, să nu mai fim la 14% și la coada Europei, să ajungem și noi măcar la obligația legală de 55% până în 2025. Suntem foarte departe de mulți indicatori de mediu. Da, e o diferență 50% uriașă. Până în 2025? 55%. Și acum suntem la 14%. Suntem la 14%. 50% trebuia să-i atingem până în 2020, dar am ratat targetul ăsta. Următorul e la 55%. Deci ar trebui să creștem de vreo 4 ori aproape față de unde suntem acum. E un salt foarte greu de făcut. Și ăsta, de exemplu, deșeurile este unul din domeniile unde cu toții contribuim și aici se vede efectul lipsei noastre de comportamente responsabile. Ca să fie țara asta mai verde, ar trebui să nu mai aruncăm atâtea gunoaie, să nu mai producem atâtea deșeuri, să nu le mai ardem, să nu le mai îngropăm, să nu le mai aruncăm la marginea satului. Astea țin și de noi. Evident că țin și de instituțiile publice, special primăriile, ele ca din perspectiva legală, ele trebuie să organizeze tot ce ține de managementul deșeurilor și putem să dăm vina cât vrem pe infrastructură și pe multe lucruri de genul ăsta, dar dacă ne uităm la primul lucru care se întâmplă cu deșeurile, noi ca populație suntem generatori de deșeuri și avem de multe ori acest comportament irresponsabil raportat la deșeuri. Am făcut în primii 2 ani de Climate Change Summit în fiecare an un studiu la nivel național, urban, rural și printre multe alte întrebări am întrebat de ce rata de reciclare, pentru că ne-am dat seama că dacă spunem colectare nu o să înțeleagă nimeni, da. E atât de scăzută în România. Da, da. O treime din populație a spus că e despre faptul că nu înțeleg, nu știu cum să facă. O treime a spus că nu au infrastructura necesară și o treime a zis nu e treaba noastră, nu ne interesează, nu suntem siguri în zona asta. Deci infrastructura e o parte, o parte din dar mai e și o parte de necunoaștere.
De cum să faci asta? Sunt două, da, dacă mă uit la cele două treimi, ultima de care ai menționat, celor care nu le pasă, nu vor, nu interesează, acolo există educația cu bățul, care nu se face la noi, din păcate, pentru că dacă ar exista menzi care s-ar pune în practică, instituții care să vină să-și facă treaba, te-a prins cu deșeurile amestecate, plătești mai mult, sau nu-ți iau gunoiul, te-au prins cu deșeurile aruncate la marginea câmpului, iată amenda și te duci și te ocupi și de ridicarea lor. Punctual mai sunt zone unde se întâmplă, sunt diferențe foarte mari în România, între urban și rural sau între diferite UAT-uri, unde primarul a fost gospodar, se văd rezultate și unde oamenii au intrat în hora asta, că tot vorbim de hora reciclării mai nou, se văd rezultate, unde nu, nu. Deci se poate, avem și exemple că se poate, avem însă, din păcate, un trend noi, care arată că nu. Noi la Proverde încercăm să găsim și exemplele lui că se poate, uite că se poate, dar încercăm să nu fim... Să ne uităm și la ce nu merge, pentru că doar așa putem să rezolvăm. Da, hai absolut. Să ne uităm la ce se poate și ce e Viitor Plus, ce ați făcut până acum, ce ați reușit până acum, în ultimii ani, și după aia trecem și la Viitor. Păi mă leg de cealaltă treime de care ai zis, cei care nu prea știu cum să facă. Știam și noi de partea asta a populației care e un pic derutată, confuză, ar vrea să, dar nu știu unde să găsească punctele de colectare, nu știu cum să le separe corect, nu știu care e reciclabil, care nu e reciclabil. Pentru toate întrebările astea și multe altele, am creat platforma Harta Reciclării. Acolo, intri în online, e simplu, ai două zone. Ai o zonă de hartă, de localizare, avem deja peste 17.000 de puncte din toată țara pentru toate tipurile de materiale. Vrei să colectezi baterii, nu știu unde să le duci, te duci acolo. Vrei să duci mobilă, o saltea, orice tip de deșeu, nu mai zic de ambalaje, găsești toate punctele de colectare separată. E o muncă de ani de zile de a lucra cu autoritățile abilitate, cu retailerii, cu privații, să mapăm aceste puncte de colectare separată. Iar în partea de website, efectiv, avem partea educațională, un dicționar de materiale, acolo luăm fiecare tip de deșeu în parte și le explicăm cum să reduci, în primul rând. Nu e doar harta reciclării, trebuie să ne uităm la reducere și reutilizare, în primul rând, să reduci volumul de deșeuri generate. Și învățăm acolo doar să vrei să fii învățat și să vrei să afli informațiile astea, găsești absolut orice vrei. Și între oamenii e utilizat? Da, cum stai ajungem, probabil anul ăsta o să depășim 1 milion de utilizatori unici pe hartă. Raporta la populația României încă mai e, dar mai avem până ajungem la toată treimea aia de care spui tu că vrea informații, dar uite, o emisiune ca voastră ne ajută ca lumea care poate n-a afla de instrumentul ăsta să afle și sunt doar informațiile la un click distanță. Hartareciclării.ro? Da, asta e tot. Ok, deci intrați pe hartareciclării.ro. Dacă vreți să fiți parte a unui val al normalității și vrem cu toții să facem asta, intrați pe hartareciclării.ro și găsiți acolo punctele unde puteți să duceți baterii, metal, sticlă. Da, sticla absolut e o problemă orice. Mare. O să mapăm și punctele SGR, că sunt la mod acum, de unde putem să ne recuperăm banii, că este un subiect fierbinte. O să lansăm în mai, pregătim acum cu Code for Romania un upgrade pe platformă, foarte fain. Și o să avem și puncte de economie circulară, le numim noi, unde poți să te duci să-ți repari lucrurile, deci nu doar să le colectezi separat. Deci, asta este trecem la next level cu next harta level. Reciclării, dar asta este în avans, deci ai pentru ai cine, informație în pentru avans cine aici. Caută să-și pună flecuri la cizme sau să-și repare lucruri, da, pentru că poate da. Nu e nevoie să cumpărăm în continuu. Suntem în plină etapă de research să identificăm punctele astea, pentru că toate și astea 17.000 de colectare separată și ce puncte urmează să vină pe partea de economie circulară, au însemnat multă muncă în spate, dar platforma este și interactivă, deci va depinde și de fiecare utilizator al platformei, poate să adauge sau să modifice informații. E ca la Waze, ai găsit o groapă, un polițist, uite, ia aici, dai două clicuri și adaugi informațiile care să fie utile pentru întreaga comunitate. Okay, cool. Ce altceva mai face sau mai făcut Viitor Plus? Păi, ca să închidem cu subiectul ăsta al economiei circulare, harta reciclării nu e singura inițiativă, facem lucruri foarte practice, pentru că ne-am dat seama că de asta au nevoie oamenii. Dacă vorbim de cum să reducem plasticul, ne-am făcut propriu atelier de croitorie, unde coasem sacoșe de pânză reutilizabile, cu o durată lungă de viață, făcute din materiale naturale. Și angajăm și persoane cu dizabilități, că sustenabilitatea nu e doar despre mediu, trebuie să ne uităm și la oameni în toată povestea asta. Și facem asta de 14 ani și ajutăm la reducerea
reducerea deșeurilor din zona textilă. Cam câte? Adică aveți un număr? Știți cam cât ați... Câteva sute de mii de sacoșe am făcut până acum. Important e că fiecare sacoșă din asta, gândește-te, dacă o ții 9 ani, 10 ani, avem clienți care încă folosesc, atât de bine sunt făcute, pentru că punem mult preț și pe calitate, pe designul sacoșei, să arate bine, să fie interesantă. Facem mai nou sacoșe din resturi textile, care arată foarte cool, nici măcar din bumbac natur. Deci, la fel, pe atelierul de pânză.ro găsiți modele de sacoșe care o să vă ajute să reduceți consumul de plastic la capitolul cumpărături, cel puțin ce ne ducem cumpărăturile acasă. Și cumva ducându-ne spre educație, ce ați reușit și ce nu ați reușit în ultimii ani? Educația de mediu la noi este integrată în toate proiectele, pentru că se bazează în primul rând pe experiența practică. Niciodată nu ne-am dus să povestim despre lucruri pe care noi nu le-am testat în practică. Dacă avem proiecte legate de economia circulară, atunci mi-e ușor să creez lecții pentru adulți, pentru copii, în care să le povestesc cum să facă lucrurile astea, pentru că le-am făcut la firul ierbii. Avem proiecte inclusiv de colectare în București, transport sustenabil, cum este recicleta, unde știm ce înseamnă să creezi infrastructură, să faci toate operațiunile de transport, partea legislativă din spate și tot. Deci când creăm un material educațional, ne uităm la propria experiență, la fel la proiectele de împăduriri, că facem și din astea. Când învățăm copiii sau adulții despre importanța pădurilor, știm ce înseamnă la firul ierbii să te duci, să găsești un teren, să-l împădurești, să faci probe de sol, să îngrijești o pădure pe termen lung. Deci tot ce am realizat aici este îmbinat de fiecare dată cu experiență practică a proiectelor și am adus și experți în zona de educație non-formală. Și atunci am reușit să creăm niște materiale care sunt adresate profesorilor, sunt puse la dispoziția lor în mod gratuit. Facem asta de foarte mulți ani, însă ne-a ajutat foarte mult schimbarea care a venit la nivel structural. După 30 de ani, trebuia să vină de mult timp, dar noi zicem bine mersi că e acum, că există o strategie națională de educație de mediu în România, care a început ca implementare cu Săptămâna Verde de anul trecut școlar și atunci ne-am mobilizat cu resurse proprii, că din alte părți mai puțin, văd că se mișcă foarte greu fondurile și asta e o, din păcate, o problemă a școlilor, că nu au cu ce să trimită copiii în excursii, să experimenteze și lucruri în afara școlii, dar sunt promisiuni că se vor debloca. Și atunci, dacă se rezolvă pe partea instituțională partea de finanțare, rămâne această problemă a pregătirii profesorilor, pentru că Săptămâna Verde e obligatorie pentru toți copiii din țara asta. Înseamnă că 3 milioane de copii, 170.000 de profesori, care nu au avut pregătire, mulți dintre ei nu știu cu ce se mănâncă partea de protecție a mediului, au fost puși în fața faptului de a livra niște, a organiza niște activități, a livra niște sesiuni educaționale, ore cu copiilor, o pe o temă, întreagă. O săptămână întreagă, nu puțin, pe ceva ce nu cunosc. Și am venit să-i ajutăm. Ne-am concentrat nu pe a livra noi în școli una câte una, pentru că am fi ajuns probabil la foarte puține. Am construit această undiță, da? Aceste materiale, undiță pe care le-am dat-o profesorilor. I-am chemat în webinarii, i-am pregătit și le-am pus la dispoziția aproximativ 100 de ore de predare pe teme de mediu, într-un mod foarte practic, drăguț, interactiv. Și câți profesori ați reușit să lucrați pentru Săptămâna Verde? Peste 6.000 în ediția trecută. Au descărcat 19.000 de materiale. Le găsesc la noi pe site, pe viitorplus.ro/educaționale. De acolo le pot descărca. Iar pentru anul ăsta școlar am pregătit în premieră un material și mai interesant, l-am numit noi Agenda la cheie. Cine nu știe cum să apuce deloc Săptămâna Verde și vrea ajutor de luni până vineri, avem o agendă. Îi dați ce să facă în zilele alea? În toate zilele. Wow, este spectaculos. Zic asta din experiența școlilor unde sunt, școlii unde sunt fetele mele, o școală de stat, o școală publică, unde cu 2-3 săptămâni înainte de Săptămâna Verde începe o nebunie și totul mai e. Panicată, da, exact. Unde ne ducem? Ne ducem la un parc de distracții, că acolo se ajunge. Da, sau nu se duc, sau știm. Pentru privitorii, telespectatorii, așa. Proverde, ce, care au sau nu copii, dar hai să ne uităm întâi la cei care au copii, mai mici sau mai mari. Ce ar putea să facă pentru copiii lor dacă ar vrea să îi ajute să înțeleagă mai multe despre mediu sau să fie parte a unor comunități de alți copii? Sau studenți, elevi. Deci ce să facă în afara școlii, nu? Da. Că la școală sperăm să facă activități faine pe Săptămâna Verde. Ca părinte mă uit la ce fac eu cu fetița mea, poate e mai ușor așa. De sărbători, de exemplu, de Crăciun,
Ne gândim cum să nu folosim brazi tăiați. Am încercat de-a lungul timpului și cu brazii la ghiveci, dar nu tot se prind. Și atunci am zis că cea mai frumoasă formulă este să improvizezi un braz din alte materiale. Am văzut brazi făcuți și din cărți sau din diverse tipuri de deșeuri. Noi ne ducem în pădurea care e la marginea orașului și culegem crengi căzute pe jos, la baza pinilor, sunt niște pini acolo lângă noi și îi asamblăm frumos acasă și ne-a ieșit bradul în fiecare an, deci facem brad frumos din restul. Și când mergem în pădure, mai luăm și niște saci cu noi. Fiimea nici nu e interesată de crenguțele de pin, e interesată de culesul gunoaielor, nu știu ce îi se pare atât de interesant. Oare de ce? Nu știu, și când mergem la țară, uite, mai avem un proiect foarte fain educațional pe care îl lansăm anul ăsta. Am achiziționat o proprietate la marginea Sibiului, că noi suntem de acolo, și vrem să-l transformăm într-un centru de educație de mediu, în natură pentru natură. Transformăm gospodăria fix în spații de lucru, deci cu grădină, cu livadă, poate să vină adulți cu copiilor, gen familii sau clase, să învețe la firul ierbii cum să facă lucrurile. Acolo în sat, la fel, avem canal în fața porții și încă lumea mai aruncă ambalaje, diverse lucruri. Fetița mea direct la culesul gunoaielor se duce. Deci putem să implicăm în lucrurile practice, lucrurile care sunt lângă noi, care ne deranjează, care am vrea să le vedem altfel. Luăm de mână prin exemplu propriu. Asta este cum ne organizăm colectarea separată în casă. Dacă noi facem lucrul ăsta, dăm un exemplu copiilor. Acum mai nou se întâmplă invers din ce am văzut. Avem pe cineva care se uită la noi și ar vrea să înceapă, că poate n-a apucat. Dar e important să ne apucăm, nu să ne acuzăm. Da. Să colecteze acasă separat. Unde ar putea să găsească cele mai simple informații despre ce trebuie să pună unde? E un loc unde găsim? Harta reciclării. Găsim și asta acolo. Absolut, da. Super. Sunt și ghiduri de colectare separată. La Adoptă un copac, de exemplu, avem ghiduri de plantare corectă. Deci dacă vrei să plantezi, fie un pom fructifer sau unul silvic, ai un pic de spațiu în grădina blocului. Dacă e la primărie, trebuie să ceri și aprobare. Dacă e grădina ta proprie, nu. Și nu știi, n-ai făcut niciodată lucrul ăsta și vrei să faci, intri ori pe YouTube, avem pe canalul nostru, ori pe site sunt ghiduri în format PDF și citești detalii cum să plantezi corect, cum să reciclezi corect. Toate informațiile astea sunt disponibile. Sunt la niște clicuri distanță pentru oamenii care sunt cu adevărat interesați. Ultimele două întrebări scurte. Da. Care sunt principalele trei provocări pentru educația de mediu în 2024, din perspectiva voastră? Finanțarea, de asta ține de autorități, e foarte importantă, s-au promis niște bani, ar trebui să ajungă la școli, pentru că altfel tot ce înseamnă săptămâna verde e susținut de părinți sau nu se întâmplă, nu se întâmplă decât între școală și e insuficient când vorbim de mediu. Partea de pregătire a profesorilor, aici s-au mobilizat bine, zic ONG-urile, sunt câteva ONG-uri, nu suntem doar noi care furnizăm materiale, dar trebuie să avem mai multă susținere și pe subiectul ăsta. Era, de exemplu, un call pentru ONG-uri la AFM de un an de zile, nu se dau răspunsurile. Sunt multe proiecte blocate în zona asta financiară, ar trebui niște programe mai consistente de pregătire a profesorilor pe subiectul ăsta. Deci bani, pregătire, astea sunt lucrurile esențiale. Și să ajungem și la curicula aia de mediu, pentru că săptămâna, doar o săptămână într-un an nu e suficientă. Ce vrea să se întâmple din 2025 cu educația de mediu în România? Să se întâmple. Singurul meu regret este că nu am făcut lucrurile astea acum 30 de ani, pentru că educația mi se pare cel mai important pariu și cea mai importantă investiție pe care o putem face când vine vorba de sustenabilitate, protecția mediului și de fapt are un rol și multe alte domenii. Și e o investiție care n-a fost făcută la timp. Oamenii care decid acum lucruri în companii, la nivelul autorităților, sunt oameni care n-au trecut printr-un sistem educațional care le-a oferit și partea asta și acum culegem roadele, între ghilimele. Ce se face acum, o să vedem efectele pozitive în 10-20 de ani. Deci ca să le culegem, este important că se vor întâmpla și atunci. Trebuie să mergem pe drumul ăsta, să nu renunțăm la el, să-l deținem de el, să-l facem de calitate. Chiar dacă l-am început mai târziu, suntem pe direcția cea bună și e un efort colectiv, instituțional, la nivelul școlilor, al profesorilor, al elevilor, al părinților care se susțină. În sfârșit se întâmplă lucrurile sistemic, ce nu s-a întâmplat până acum și este foarte bine. Super! Mulțumim tare mult, Teia Ciulacu, a fost alături de noi. Ne uităm însă la ce se întâmplă zilele astea în România și în lume și avem, ca de obicei, o mică rubrică de câteva știri despre sustenabilitate și soluții la schimbările climatice. Anul acesta aduce modificări destul de mari în legislația de mediu din România,
impulsionând companiile să externalizeze raportările de mediu către specialiști pentru a evita sancțiunile. Crește interesul pentru consultanță de mediu cu un focus pe managementul deșeurilor și o dublă verificare pentru conformitate. Companiile sunt de asemenea îndemnate să se alinieze la noile taxe și ținte de reciclare, pe cum și la celebrele deja regulamente europene, inclusiv raportul de sustenabilitate pentru companiile mari și calculul emisiilor de CO2 pentru anumite mărfuri. Uniunea Europeană a devenit primul organism internațional care incriminează cele mai grave cazuri de distrugere a mediului. Pedepsele care vor fi aplicate ajung până la 10 ani de închisoare. Directiva, tocmai ce a fost adoptată la sfârșitul lunii februarie, cu aproape 500 de voturi pentru, și printre infracțiunile incriminate se află comerțul ilegal cu lemn, captarea și epuizarea resurselor de apă, poluarea cauzată de nave sau distrugerea ozonului. Un studiu al ONG-ului Între Vecini arată că 65% dintre românii de la bloc abia dacă își cunosc vecinii, dar 80% dintre aceștia ar dori să dezvolte relații mai bune, evidențiind o dorință de comunitate mai strânsă și, în definitiv, soluționarea problemelor comune, mai ales atunci când discutăm despre provocările legate de mediu. Generațiile mai tinere însă sunt mai reticente în relația cu vecinii, în timp ce problemele întâlnite variază de la lipsa comunicării la zgomot, în special bormașini, evident. Academia de Sustenabilitate, inițiativa Social Innovation Solutions, a introdus un modul gratuit de e-learning pentru industria Horeca, axat pe tranziția spre o economie sustenabilă. Acesta include 8 capitole și peste 12 ore de conținut cu focus pe îmbunătățirea operațiunilor și crearea de strategii de sustenabilitate și de asemenea granturi de 6.000 de euro oferite antreprenorilor activi în program, care încurajează adoptarea sustenabilității ca oportunitate de business. Ne-am bucurat să vă avem alături la prima emisiune din nou sezon ProVerde. Eu sunt Ciprian Stănescu și ne revedem în fiecare vineri pe știrile ProTV.ro și pe Voi.